A avut o ambiție mare la viața lui și a vrut să fie cineva și adevărul e că a fost, ca să ajungi comandor de aviație la vârsta de 25 de ani, nu e ușor. A fost cel mai mare premiat la Olimpiade și la... Ce s-a întâmplat, nu poate să fie după nimeni. Ce s-a întâmplat cu elicopterul ăsta, nimeni de nu. Mai sunt doi supraviețuitori care sunt și așa, sub... După câte am... Relația băiatului cu cei doi părinți care era? Foarte bună. I-a iubit pe amândoi. Și pe ăla și pe ăla. Chiar dacă s-au despărțit unul la altul. Dar copilul s-a văzut de facultatea lui, de academia lui, a ajuns unde a ajuns și... Ce să mai zic? Ia câte unde a ajuns. Pe aici, pe acasă, mai venea? Cum să nu vină? Deci venea, chiar dacă era, maică s-a plecat... Deci maică-sa, dacă era plecată și cu taică-sa, erau plecați în străinătate, dar el venea, nu era casa lui aici. Să fii mândru de el, că a fost filial. Să fii mândru de el. Unde ați rodă? În sora mamă. Sora mamă. Când să fii mândru de el, că te cunoști că te vrei el să... El s-a spătut. Orice până. Numai cine n-are copil, nu se poate pune în situația asta. Puteți spune și nouă, ce ne puteți spune despre băiatul? A fost cel mai cuminte. Cel mai cuminte și înțelegător. Nu. Ce să vă spun, cuminte, învăța, era la Olimpiadă, era premiant în toate. Mama era mândră de el. Vai, pentru el trăia. Era speranța, iubirea, viața ei. Cum e acum mama? A spus cu ea ieri la Sibiu? Terminat. A zis că nu știe cum o ține Dumnezeu, cum e de... Nu mai știe nimic de... Atât este de terminat. Vă dați seama, primul copil, singurul, pentru el și-a pus toată speranța și viața. Cum ați aflat de tragedie? Noi am aflat de la televizor, în primul rând, dar nu mi-a venit să cred. Drept să vă spun, de ce nu mi-a venit să cred? Eu știam că e terestru. Zic, nu e adevărat. Și apoi a venit de la bunica o vecină, s-au prezentat domnii ofițeri și a anunțat pe mama mea și au venit și m-au anunțat și pe mine. Mă numesc Stoicleasa Elena, sunt sora Manu.
Haideți, vă rog, dați-vă la o parte ca să fie aici, ca să poată să dea pe spate.